versus fake, partea a doua. Și de data aceasta este cu noi mămica. Ghiciți și voi împreună cu noi, scrieți în comentarii dacă ați ghicit prin obiect. Da. Să începem. Start. Aici avem trei parfumuri. Deci, este unul mai galben și sunt două aproape la fel, doar că scrisurile sunt diferite. Unul este fake, cred că, da? Da. Care crezi că este fake? Eu cred că știu. Care crezi tu? E din mijloc. Știți de ce? Da. Deci, ia, uitați-vă, la această umbră aici, da, aici nu. Și în al doilea rând, dacă să vă uitați la această parte, aici se vede că este așa, dar aici se vede că e așa. Mai 3D, așa? Ia uitați-vă, îmi poate vedeți ceva? Parcă e o față, vedeți? Aici se pare mie așa, văd o față de om. Da. Ochi, nasă și gură, așa? E așa? Da. Mă dat de față. Da. Ok, asta e din mijloc, dar da? Da, eu tot așa cred. Sunt de acord după umbră, nume. Și capacul este un pic de altă culoare, un pic parcă mai bej. Și voi scrieți în comentarii 1, 2 sau 3. Noi credem 2, adică din mijloc. Sau stângă, dreapta sau în mijloc. Hai să vedem. Și? Da, ce? Wow! Yeah! E desenat! A, da, și cutia? Și cutie desenată! Și cutia! Zero! Măi, la așa ceva nu mi-am așteptat. Eu credeam că cutia e reală și interior e pus așa din carton și e tăiat. Da! Băi, mi-e așa. Care este real, care este fake? Stai, așa, numărul 1, o prezintă probabil, da? Da. Hai să vedem. Aha, cutia este reală. Încățămintea! Trebuie să vedem dacă este reală sau este fake. E așa un albastru, umbră, parcă... A, nu, trebuie să dăm înapoi. Vă spun eu. Trebuie să dăm... Probabil că mai departe mai este încă a doua parte. Arată dacă e real sau e fake. Numărul 1, da. Stop. E de aici. Nu apăsăm. Da? De mai aici? Da. Să... Ăștia sunt mai albaștri. Ăștia sunt mai albaștri. Ăștia sunt mai mof, da? Și ce? Da, asta vreau să zic. Și dacă te uiți atent de aici unii șireturi, se vede că aici e desenat, așa e? Aha. Uitați-vă, aici se vede că e șireturi și aici e umbră, dar aici se vede că e pur și simplu negru și gata. Așa parcă mai șters un pic, da? Da, vezi, mămica? Eu văd, dar parcă n-ar spune exact, parcă nu sigur. Nu sigur, parcă seamănă foarte mult. Nu, dar uite, vezi, aici parcă se vede că doar negru, dar aici se vede șireturile și aici în mijloc negru umbră. Voi vedeți, s-a copiat chiar și aici, este surb sau umbra sau e murdar, nu știu, da? Și vezi? Aha. Tot e făcut. Și parcă culoarea așa e spălată, vedeți? Da. Sunt cățumite folosită. Dacă ceva, scrieți în comentarii. Din stânga sau din dreapta? Sau albastră sau mov? Da. Noi credem, adică mov mă duc pe... Ok, haideți data asta să fie altă. Eu nu știu exact, dar spun doar cât e varianta voastră. Aha. O să zic tot ce e mov, din dreapta. Da? Dar noi cu toții credem că e din stânga, da? Da. Haideți să vedem. Deci, haideți să vedem. Prima cutie. O deschidere. Asta-s mov? Mov, da? Asta-s mov. Numărul 2. Aici sunt albaștri. Da. Parcă sunt reali, tu nu știu cum văza. Crezi că este numărul 1? Ai zis numărul 1? Ai zis numărul 1, da. E la numărul din dreapta în stânga, nu știu ce, mov. Well done! Da! Da, ne arătăm unii fake-ul, nu? Unii desenat. Da, da. Ia uitați-o cum desenează, cât de real. Ia, șireturile, cum a spus voi, vedeți în mijloc? Aha, aha. Da, foarte, foarte real. El și cu opsea și cu ceva crete. Și cu margini. Foarte. Așa e, trebuie să ai un ochi extraordinar ca să vezi toate lucrurile astea, umbrele, luminile. Diferența de culoare. Cât de rea. Super! Haideți să mergem mai departe. Pauză? Preferata jasmini, ciocolată. Da. Poate să spun eu acum, că da. Voi sunteți așa mai hockey, aveți și practic de data trecută, aveți și ochi de pictori. Pentru mine asta este prea ideală, anume ce vezi, folia asta. Este mai ideală, nu știu cum. Aici parcă așa e mai îmbățită. Atât cum tu m-ai mutat și se vede parcă tot așa ești, da? Parcă tot așa e. Nu, pentru mine este un pic mai palm, mai șters așa. Cum era la și la Adidas. Tu poți să vezi aici unde se vede vafa. Mușcătură? Aha, da. Vafe. Aici
parcă e mai așa un vești, de aici parcă e mai galben. Deci cota de sus este mai ca fineasta, parcă e mai așa mai spre neagră, mai ca fineasta. Eu zici că asta de jos este fake sau este rău? Fake. Da? Da. Ok, dar eu zic că și de sus este fake. Eu... Sau nu. Cum, da. Băi, nici nu știu. Eu zic că de sus e fake. Okay. Eu zic de jos. Deci, v-ați scris sus sau jos? Da. Noi că te zic din nou, cum credem că jos. Cum e cu jos, Jasmina? Noi că te credem că e jos, mămica de sus. Să vedem. Hai să văd. Măcar o dată poate să ghicesc și eu. Și... Da! Foarte rea! Foarte! Sunt special ca să fie diferită din noi. Vreau să fie diferită, dar totuși nu prea trebuie diferența, nu știu. Wow! Da, să poți să dai mai jos. Deci aici este ceva, o mică diferență aici, vedeți aici, eu cred că dar înseamnă că asta este fake. Nu, neapărat. Ideal. Nu, eu cred că acesta este fake. Asta se vede așa mai pompat, este parcă mai plat. Da? Da, hai să mai... Acesta de aici, îl vedeți voi, da? O, iată așa, este real, este mai 3D, sunt chiar și pe el mai multe umbre, da? Și chiar aici nu sunt semințe, știți cum se dau jos semințele jos? Iar aici sunt mai multe. Da, dar cred că același palivar. Și ce se vede deja și purjoala se vede. Da. Uitați-vă și aici. E adăugat și purjoala ca să arate cât mai real. Și iată aici se vede umbra burgerului, că e adevărat, aici nu vezi nimic. Eu cred că cutia e adevărată, dar în interior este ținat. Probabil. Da. Nu, eu cred că și cutia este ținată. Noi îți credem că e aici, vă scrieți. Ținată? Eu cred că și cutia, da, este ținată. Hai să vedem. Deci scrieți din stânga sau din dreapta? Noi credem că este din dreapta. Că fake este din stânga. A. Da, fake-ul este acesta. A, da. Asta e stânga. Vedeți? Haideți să pornim. Opa! Căpșunii, că aici umbra pe dreapta parcă e mai neagră, mai întunecată, vă vedeți? Da, dar care ți pare mai neagră sau mai gri? Care ți pare mai reală sau mai fake? Lasă trebuie să că depinde de și diferența. De lumina cum bate. Nu știu de ce, dar mie îmi pare că e asta. E fake? Da. E fake. Eu tot așa vedeți. Eu că... după frunze, mă uit. Da, după frunze, că și se vede parcă real, dar aici parcă se vede că e cu creionul. Eu la ce trag atenția este la sclipiciul acesta, că aici este mai pal, parcă, știi cum, când este o fotografie de proastă calitate, știi? Da, așa mai întinsă un pic și se vede mai rău. De asta eu cred că căpșunica aceasta este fake. Ok, mămica, tu? Tot așa? E tot cred așa ca și voi, mă uit pe frunze, dar vreau să fiu diferită și să spun că căpșuna din dreapta este fake. Deci, din nou, eu cu tot timp credem că e aceasta, mămica că e asta. Haideți să vedem. Voi scrieți în comentarii. Haideți să vedem. Haideți. Pa aici zic să fiecare să aleagă câte o filioară de portocală. Dar că... Zbina, haide, tu dar, ai... Dar că abonații se poate scrie în comentarii, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau, stați, sau puteți să scrieți în comentarii care e rândul. Rândul 1, rândul 2, rândul 3 și 1, 2, 3, 4. Înțelegeți? De exemplu, dacă crede asta, rândul 2... A doua portocală. Ați înțeles? Eu vreau să începe prima, poate? Da. Eu mă gândesc că trebuie să fie undeva din rândul 1 sau rândul 2, pentru că astea nu sunt tot treci, cred că mai mult accentul undeva pe mijloc, da?
mă uit la umbrele astea, yes? Ce mai slabă, ce mai mai, mai, nu știu dacă să mă conduc după umbră, dar dacă vreau să mă uit vizual, îmi pare totuși că e una din partea de sus, nu știu ce. Da. Eu cred că nu știu ce, cum... nu știu ce îmi pare mie asta, nu știu ce. Eu tot vreau un fix așa să zic. Parcă da? Așa după culori, parcă e puțin, marginea asta galbenă, parcă așa e puțin mai... E aceea de tot e. Nu știu. Eu zic că e aceasta, voi... Deci, tu care crezi? 1 a 3. Da. Eu nu știu de ce cred că sau e aceasta, sau e aceasta. Este, uitați-vă la aceasta și la asta. Asta e mai deschis așa, nu știu. Da, e leamblă. Da, da, dar depinde și cu lumina cum bate. A, da. Sau aceasta, pare straniu, e umbră, ce poate să fie și la care este ideală. Asta e foarte ideală. Asta e. Vedeți culoarea, chiar portocaliu, așa mai, eu nu știu cum e mai bine. Eu zic că e asta. Poate să fie și ea. Care? Aceea? Rândul 1, a 4. Și eu gândesc la fel, nu știu de ce. Care? Că e, iată aceasta. Da. Gândesc că Jasmina, că asta este fake. Dar aici umbra poate să fie așa, din ce cauză? Bine. Pentru că este o lampă care bate undeva din partea asta, din colțul acesta. Și este alta care bate din colțul acesta. De asta se creează... Așa o umbră, parcă umbră. Da. Așa cu două părți. Și tu alegi tot carierul. Dar da. Eu îmi este suspect așa asta, că e prea ideală. Ok. Hai deci, să vedem. Asta o mică, asta nu cu cuțitul, da? Da, și eu mai pun încă o variantă să poate să fie așa ce e, da. Da, hai să vedem. Hai să vedem. Haide. Hai! Voi sunteți specialiști la depistat unde e real și unde e fake. Noi suntem detectivii. Detectivii, da. Și mai departe. Wow, iată asta interesant. Da. Mi s-a făcut poftă, bani, cui toate scrieți în comentarii. Așa, iată să ne uităm, sunt care se repetă, care zicem așa bomboane sau așa sau așa. Este care, iată, cum acesta roză, nu se repetă, sau cum acesta oranjă? În comentarii să scrieți, bomboana cu ambalaj roșu, bomboana cu ambalaj galben de sus, adică cumva le numesc să ne arătăm noi. Eu zic, nu știu ce, că e aceasta. Pentru mine așa. Care? Iată, e aceasta. Da, eu tot vreau să zic așa. E prea, parcă pare plată, nu știu cum, și marginea asta așa, nu știu cum, așa e. Dacă să uitați aici și aici, sunt mai multe diferențe, asta se vede că e mai plată. În primul rând, e aici la margine și aici se vede mai multă lumină decât aici. Și dacă să uitați la scris, acesta e mai aprins așa, dar asta e mai așa palit. Tu cred ca și mine? Da, nu știu. Prima pe care am văzut-o eu, la care mă gândeam eu că este fake, tot era aceasta. Dar acum mă gândesc că poate fi și aceasta. Wow, poate fi, da. Da, e o vedeție, iată aceasta. Ok, da. Dar care voi ați spus e foarte suspectă. Și ce e tot așa, nu știu. Hai să vedem. Deci tu strălegi pe asta sau? Dar ce cum zici pe asta? Hai să vedem data asta scrie. Ei, heads, eu am spus, dar voi ce-i scrie? Da, bomboana aceea din colț. Asta noi? Voi o vedeți cu cursorul. Da. Hai să vedem. Care? E fake, este fake. Da, da, eu tot așa gândesc. Asta e mai luminoasă și asta mai întunecată. Are așa o margine așa mai... Da, cum, da, și încă un lucru, dacă să uitați la condiție, acesta se vede de așa... Mai clar, da? Clar, de asta e și palid. Și încă e de aici și e de... unde e contura, păi e tare întunecat. Voi cum credeți, e senat sau este făcută din plastelină, poate? Eu cred că e desenat. Dar eu cred că este desenat. Deci, noi credem că... Toți din partea dreaptă, mă rog, din partea dreaptă. Iar voi scrieți în comentarii. Și... Da! Am venit!
Ați văzut că nu a nimerit când se taie. Câte ați greșit? Scrieți în comentarii câte până acum ați greșit. Și nu uitați de like-uri. Și dacă încă nu v-ați abonat, acum e timpul să puneți pe pauză și să vă abonați. Ați pus pe da. Un dolar american. Este cum obosit. Ăsta din dreapta, parcă așa mai vechișor. Din stânga așa vine prea ideal, dar am impresia că totuși este cel din dreapta. Eu cred că din... Eu tot așa cred. Atâta m-am orientat, eu mă gândeam de ce nu-i alt și dacă să vă uitați aici, aici este diferență. Aici se vede parcă nu este așa în 3D. Și încă, iată aici scrisul, iată, lângă această verde, aici o scrie ONE sau ce aici scrie. One. Aici mai, mai accentuat și scrisul iată de aici, e un piculeț pe o parte. Măi, a copiat totul perfect, e dat pe orice cuvințel, no, vedeți orice cifră. Iată, vedeți așa asta? E făcut chiar din stață, dintre cifră de sus, vedeți cum este exact și forma. Vedeți așa asta? Aha. Uh-huh. Este scrisul. Dar aici se vede că e pe o parte și unul mai mic, unul mai mare, vedeți? Mhm. Uh-huh. Da. Patru ăsta, ce cu el? Haideți, eu spun totuși că e din stânga. Da, e dreapta. Măcar că mai mult cât e dreapta, ca să fiu diferită. Dar poate o să ghicesc. Poate voi o dată o să greșiți. Ok. Ok. No, prima ce mi-a tras mie atenția era, iată, desenul acesta, omulețul acela și Washington, nu, Washington probabil, sau Franklin, ei nu mai contează. Aici e prea fantastic, adică parcă nu este așa forma, aici se vede parcă este el numai când o ia. Dar pe urmă când ați tras atenție la litere și la cifre, am fost de acord că aceasta este fake. Deci, voi credeți că e asta, iar noi asta. Dar voi scrieți în comentarii, presupun, copiura, dreapta sau stânga? Cred că dreapta, dar presupun că stânga. Haideți, ca să fim mai... mai deosebit. Si... Nu zic ca să rup păcuș. Și care e? Și... E evident! Da, n-am ghicit cu tăticul! A, că ce s-a acoperit total, dar asta era... Cum a desenat-o el! Chiar și îndoitură, da. Cu mâna, nu este... Super, eu cu toată mintea să vă orice, cu orice desenă, ghiciți! Eu doar una n-am ghicit, restul jos mine tot le ghicit. Da. Stop! Opa. Eu cred că s-a desenat deja din stânga, e prea vizibil. Așa? Da! Sau nu? Te uitați la picioare, se vede că sunt așa ridicate, de aici se vede că e... Da? Și umbra tot. Și da. Și fața aceasta e mai frumoasă. Da, da, eu tot cred. Formul e desenat. Aici desenul este 2D, așa că stânga, ambii, toți trei credem că unicornul din stânga este fake. Și culorile la aici și aici. Dar eu cred că din dreapta este original. Este real. Hai să vedem. Deci, noi credem că este din stânga, fake. Da! Da! Băi, dar ce interesant, le descoperi, am văzut așa original. Ca să vadă că sunt voluminoase când o să se poate, da? Da! Da! Super! Cum ai desenat-o? Și tu vreau să mă învăț așa să desenezi. Frumos! Frumos! Da. Deci, mai departe, biscuit cu ciocolată! Wow. Cu un pahar de lapte să mănânci, de să fie foarte delicios. Eu cred că știu. Eu tot cred că știu. Eu tot cred că știu. Haideți să spunem haideți să spunem acum toți trei în cor. Stânga sau dreapta? Zic dacă e stânga fake, spunem stânga. Dacă dreapta, spunem dreapta. Ok? Care e fake, da? Care e fake? 3, 2, 1, stânga! După cum ați înțeles voi că este? După culoare! Ia după ciocolată, că e, aici se vede că e culoare ciocolată, dar aici ceva e ciuapă. Aici e cârnaț. După umbră, da, după vine, parcă dai mai, parcă no, eu știu după ce îmi dipsa. Pizza, adică biscuit. Da, dar e, vedeți umbra aceasta? Da, este albă aici. Da. Uite, la real nu are de ce să fie alb. Dar aici este, e a vrut cumva să diminteze. E mai 3D, da? Da. Ok, hai să vedem. Deci stânga, voi trebuie să scrieți. Da. Dar ce am puneți pe pauză și scrieți. Înainte de a face răspunsul nostru, o scrieți varianta voastră, că poți să vedeți. Da, da. Am văzut că cu ciocanul n-am ghicit. Dar poate plastelină, stai, poate plastelină aceea? Nu. Nu, nu, nu. Am ghicit, super. Da, noi suntem deja profesionali.
A ghișit. Profi suntem. Al lui Ceafencu. Opa! Păi oprește, gata, ai oprit. Bravo. Cărnița. Așa. Eu cred că știu. Eu cred că știu. Da? Eu tot cred că știu. Spune 4, 3, 4, spune de toată că da? Deci, dreapta sau stânga? Da. 3, 4. Perfect. Dreapta! Da, asta e evident. Aici culoarea carne, dar aici cam finit. Parcă e bine, bine ție, așa, vână, parcă da. Parcă ceva s-a stricat. S-a ars, s-a ars. Și uitați-vă, încă o chestie. Miroase și-a urât. Aici toate scrierile, da, care trebuie să fie, se vede că sunt scriere, adică, păi, făcut totul drept, așa, nu știu cum. Aici, ca să nu se complice. S-a mai chinuit, să facă. A făcut ceva care, să nu fi fost asta, credea că este o poză. Așa e? Nu știu. Să nu fi fost asta reală, te gândeai că e poză. După teoria ta, înseamnă că așa și cutie este înținată. Da. Îmi pare că pur și simplu această cutie e pusă un pic altfel și gata. Probabil. Nu știu, eu cred că știu. Dar poți să greșești. Înseamnă tot că e din dreapta, dar tot timpul cred că este și cutie desenată. Eu cred că cutie nu e desenată. Eu tot cred că cutie nu e desenată. Deci, toți credem că e din dreapta, noi cu mic credem că cutie nu e desenată, iar tot timpul cred că e desenată. Vă scris în comentarii. Hai să vedem. Și hai. Zeeet! Da! Da, am mușcat. Cutie! Da! Dar și carne am ghicit-o. Dar am ghicit în dreapta sau în stânga? Înghețată! Este înghețată suc. Gata, eu știu. Pot să zic. Eu tot știu. Hai, spune tu. Este din stânga. În primul rând, fiindcă umbra e mai neagră. În al doilea rând, umbra la băț și mai neagră. Și în al treilea rând, atunci se vede că e un pic așa topit și se vede iată, că culorile așa palide se duc, dar aici brusc și se vede că e creion. Dar... Eu cred că expertul a spus deja totul ce am vrut de spus, așa? Da? Eu încă sunt în confuz. Pentru mine parcă ambele sunt fake. Eu cred că totuși înseamnă are dreptate și este stânga. Dar aici, uitați, se vede că e da, adică se vede că e gheața, dar deja se topește. Vezi cum îmbândășează așa mai stânga. Stânga. Ok, stânga e fake. Tu spui că e dreapta? Stânga. Eu încă nu m-am decis tare, dar... Poți să spui dreapta, m-am prădat să... Hai, spun dreapta, spun dreapta. Dar poate să ghicești, noi să... Hai să vedem. Deci, ține cu dreapta, noi stânga. Cine vrea înghețată, scrieți în comentarii. Și ce gust vă place de înghețată? Că pșună, ciocolată, vanilie. Am ghicit. Aaa, i-a lăsat mai mult timp ca să stopească, înțelegi? Nu, i-a turnat ceva. Da? Da. Eu mă uitam acum. Super. Foarte fain, da. A turnat ceva, s-a topit. Vezi? L-ai văzut? Ceva caldă. Două jucării, de culevare, dacă s-a încep tu primul sau eu sau... Hai tu începi mult. Eu care mai puțin sunt expertă, da? Da. Acum nu am nicio variantă. Așa, eu... Wow, aici chiar într-adevăr e foarte bine înțeanat, că e cam complicat. Eu, nu știu ce, zic totuși că... Care este fake? Că fake e stânga. Tu, Josmina? Nu știu, după nuanță, după... Eu cred că după stânga, fiindcă iată la față, iată aici se vede la ochi, că e așa palid și față palidă, dar aici e accentuat. Și iată, dacă sunt ultima dintre, parcă asta e așa un pic plată. Zici? Eu zic că dreapta este fake. Și încă după aripi, aceste aripi sau ce sunt, deci se vede că e, adică e ca la jucării, deci pur și simplu țic, țic, țic. Eu oricum gândesc că este dreapta fake. Deci, noi cu mic credem că e acesta, iar tăticul că e acesta. Vă scrieți în stânga sau în dreapta? Ce? Da, ai văzut? Asta e prima dată când am greșit. Uite, eu am atras atenție la umbra care era. Da, evita, vezi că el a făcut ideal florile. Ia uite, nu pot să dau așa. Super. Probabil am dus eu în eroare, nu? Nu știu. Ciocolată Snickers. Deodată se vede că e rupt diferit. Ciocolata are culori diferite.
Dar asta nu contează tare. Da. E sigur că este diferență, dar... Știi ce am observat? Asta e mic, asta e mare. E parcă e mai aproape, nu? Sau... Nu, uitați-vă, de aici până aici și aici, de aici până aici. Dar care este real și care este fake? Dacă el a luat pliculă de la Snickers și a pus... Este, sau, și interiorul poate fi plastilin sau ținat, da? Da. Nu știu de ce cred că e asta, că culoare la ciocolată, parcă ceva și deci astea albi, lumina. Dar mie îmi pare că e invers. Da? Stânga, mie îmi pare că stânga este fake. Nu? Ziceți? Pelicula precis e reală. Păi dacă e reală, de ce mai mare? Sau mai aproape? Cum pur și simplu că se ducă în reală. Sau poate și aia este înțenată. Eu cred. Ce crezi tu? Că fake este aceasta. Am atras atenția la scris. Dar pe pelicula... Dar vedeți că aici este așa o dungă. Da. Ce dungă asta? Poate asta... Asta e ruptura. După care s-a făcut prima asta, s-a dat la o parte. Asta e ce original? Nu! Da, eu cred că este... Voi spuneți că dreapta este fake. Exact. Eu zic că stânga este fake. Și eu cred că totuși pachetul este adevărat, dar pus doar ce acolo este. Nu se știe. Cum crezi, a pus zena, unde s-a pus... Nu, eu cred că totul este desenat. Da! Și acolo să vedem? Nicu Felic. Am zis, tati! Ok! Wow! Și-am făcut doar o bucată, ca să nu mai facem tot! Wow! Ca să ne ducă în eroare, așa, la concret. Sunt biscuiți, da? Da. Biscuiți și unul este fake. Biscuiți în ciocolată albă, sau ceva. Parcă sunt ochi și gură. Care credeți voi? Într-o mâine ăsta. Așa mai bine, parcă cum parcă are puțin de roșiete, că vine țel pe el și poate am zis că ăsta este fake. Da. Iată aici chiar este așa un pic. Pentru că și special făcut, iată cum la aceste, că se vede că e tornat ciocolată așa linii și aici a făcut tot așa. Eu cred că e asta. Da, acesta să noi toți precredim că acesta din mijloc. Pachetul e adevărat, cred că. Pachetul cred că e adevărat. Deci, noi credem toți că e acesta. Voi scrieți 1, 2, 3, 4, 5 sau 6. Și. Deci. Și. Hai. Dați-vă închipuiți să nu ghicim o rundă, să nu ghicim deloc. Da, e posibil. Pentru că desenează foarte bine. Haideți. Deci pachetul. Așa, avalajul era real. Da! Super! Da, foarte real. Foarte. Foarte. Culoarea puțină. Dacă alegeam mai exact, avea să fie... Gata! Gata! Gata, s-a terminat! Sperăm că v-a plăcut. Dacă mai doriți, noi facem și a treia parte. Scrieți în comentarii dacă doriți și cu cine să o facem. Pe ce să invităm să... Da, din cei care au participat la noi videoclipuri. Da. Scrieți. Sau poate chiar și pe mine să o să-i invităm. Sau pe Taisia, da. Cristian, sau scrieți-vă pe cine vreți să invităm, da? Da! Mulțumim pentru vizionare, pa, pa!